Deci, am vrut să vorbesc duminica trecută, dar s-a întâmplat, aș putea să vorbesc un pic despre ce s-a întâmplat în situația aceasta Iran-Israel, sigur că aș putea. O să o fac? Nu acum. Nu acum, nu. Nu acum. Poate mâine sau ulterior. Acum, deci duminica trecută aș fi făcut doar cu muzică și nu doar cu muzică. Da, cu asta aș fi făcut. N-am făcut pentru că Iranul bombardase în felul acela crâncen și masiv Israelul și atunci subiectele erau de așa natură, au venit specialiști, au venit experți, au venit și nu am avut emisiune. Acum, câte minute mai am, Călin? Că mie că mă iau cu vorba și... Bun. Deci, la un moment dat, în 1800 și ceva, s-a născut un cetățean, Brahms. În Germania s-a născut. Taicăsu era muzician. Era muzician și el a început să studieze pian Brahms ăsta la 7 ani. Deja până la adolescență compusese uriaș. Și avea deja o apreciere și o recunoaștere. Vă dați seama? Până să ajungă adolescent, avea deja o apreciere și o recunoaștere, da? Ca și anume compozitor. El, o să vedeți, o fac așa un platouaș, nu sunt foarte coerent, din păcate, pentru că m-am fost oripilat de ce v-am prezentat, mai devreme și sunt sub imperiul oripilării, dar încerc să mă detașez ca să plecăm undeva un pic mai departe de mizeria cotidiană. Bun, deci Brahms, el e considerat un maestru al simfoniei. Nu avem noi timp acum și nu e nici la televizor simfonie, dar e considerat un maestru, e un romantic, curentul muzical e romantic. Și a și compus, vă dau doar așa câteva elemente, un requiem, care este o corală, știm că noi suntem pe requiem, clar, în emisiunea asta, că am tot prezentat mai multe. O corală care este din mai multe puncte de vedere o premieră, cea mai spectaculoasă că e în limba germană, de obicei sunt în limba latină. Requiemul și corala unui requiem era în latină, el a făcut-o în germană. E un requiem absolut extraordinar, dar noi nu o să ne referim la asta, ci o să ne referim la niște dansuri ungurești. El a compus 21 de dansuri ungurești. Hungarian Dance, așa se numește. 21 sunt la număr și o să mă refer, dar acum deschid o paranteză. Cum s-a lansat, de fapt, Brahms? Foarte interesantă poveste de viață. În perioada respectivă, născut ceva mai devreme, era un domn Schumann. Era un domn Schumann, domnul Schumann, care, geniu și recunoscut ca atare în muzică, Robert Schumann, recunoscut ca atare în muzică și care, nu doar că era un muzician genial, el și scria sub pseudonime în presa vremii cronică muzicală. Sub pseudonime, avea mai multe pseudonime. Despre asta poate vorbim o dată în sine, că e un subiect absolut extraordinar. Și a scris despre Brahms și a spus, domne, ăsta va fi unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii. Când era ăsta... practic copil. Ăsta Schumann, vă vorbesc un pic despre Schumann, ca să vedeți de ce. Ăsta era, bun, că era un geniu evident. El a fost considerat și el la vremea lui, când era tot așa tânăr. Mulți muzicieni au considerat că el va fi cel mai mare pianist al secolului. Doar că la un moment dat avea el un device cu care și-a antrenat degetele pentru putere în degete, că era pianist, și s-a accidentat atât de rău, vă dați seama, la un deget, încât n-a mai putut să cânte la pian. Așa ceva? Vă dați seama ce poveste de viață avea asta? Deci e unul care, despre care se spunea că va fi cel mai mare pianist din toate timpurile, la vremea respectivă, n-a mai putut să cânte la pian pentru că s-a accidentat în timp ce se antrena să cânte la pian. Și nemai putând să cânte la pian, doar a compus. Și a compus uriaș și s-a și însurat cu fata profesorului lui de pian. Profesorul lui de pian n-a fost de acord că el să se însoare cu fiica, Clara Schumann, o super pianistă la rândul ei, și care a tot concertat și după ce Schumann s-a săvârșit, ca să-și întrețină copiii, că aveau mulți. Și cu Clara Schumann s-a însurat, ăsta Robert Schumann, imediat revin la Brahms. Și foarte tare este că, bun, vă mai dau un element, Schumann
S-a însurat până la urmă, în ciuda opoziției lui Taicăsu, cu lui Taicăsu, lui Clara Schumann. S-a însurat cu Clara Schumann și el la un moment dat a avut probleme cu căpuțul, psihice, grave. Grave. El era și considerat, din punct de vedere muzical, un maestru al melancoliei, ceea ce multe zeci de ani mai târziu, a fost și Rachmaninov, tot un maestru al, dar despre Rachmaninov vorbim altă dată, că și el a avut tratament la psiholog și se pare că primul lui mare concert de pian a fost dedicat acestui psiholog, la Rachmaninov mă refer. Mă întorc la Schumann, sper că nu vă plictisesc foarte tare. El la un moment dat ăsta, Schumann, a vrut să se și arunce de pe un pod, ceea ce s-a și aruncat, a vrut să se sinucidă. Nu i-a reușit, după aia s-a internat prin proprie voință într-un stabiliment din ăsta specializat al vremii, vă dați seama, pentru probleme psihice, unde s-a și săvârșit niște ani mai târziu. Brahms, protejatul lui Schumann, s-a îndrăgostit, după ce a început Robert Schumann să degenereze, s-a îndrăgostit de Clara Schumann, deci de soția lui Schumann. Ea se pare că nici ea nu era indiferentă, dar până la urmă se pare că aici, cu mult se pare că relația lor a fost una platonică, adică nu s-a consumat. Pur și simplu își scriau și trimiteau scrisori. O întreagă corespondență foarte interesantă între o pianistă de geniu, Clara Schumann, și un compozitor absolut genial, cum era Brahms. Doar v-am făcut așa un platoaș de viață interesant. Și acum ne întoarcem, sper că am minute, ne întoarcem la, de unde plecasem, muzical, la dansuri ungurești. El a compus 21 de dansuri. Foarte interesant este că primele 10 din astea 21 au fost compuse inițial pentru pian la 4 mâini. Adică îți trebuie 2 pianiști ca să cânte așa, 4 mâini. Păi cum ai 4 mâini? Deci 2 pianiști. După care el în timp a zis, bun, le-a rescris pentru să poată fi cântate și de un singur pianist. Și acum o să vă arăt, o să vă prezint un pic dansul numărul 5, care este de departe cel mai cunoscut și pe care o să-l auziți și în spoturi. În spoturi comerciale, cum e ăla la vopsea. Știți, ăla urlează și acum, dacă o să fie pauza publicitară, sigur e. Spotul ăla la vopsea, în care un cetățean își tot vopsește, își curăță singur, își face singur. Ba, vopsește, ba, își curăță vopsea aia cu te-a sunat Ada, zice ea. Pac! Și aruncă cu paharul. Și el vine și... E, asta e tema muzicală. E dansul unguresc, numărul 5, al lui Brahms. Haideți să îl ascultăm în varianta orchestră. Haideți să ascultăm un pic. Sună varianta, ați recunoscut deja că și dacă n-ați ascultat Brahms înainte, spotul la vopsea l-ați văzut în ultimul an din greu, deci imediat v-a sunat tema. Acum, foarte tare este că două pianiste, dar nu că două pianiste, cum ar juca împreună, să zicem, în zilele noastre, Pelé cu Maradona, Pelé cu Maradona, deci Yu Jiawang și cu chinezoica. Și Katia, nu știu niciodată, nu știu să-i pronunț numele familiei, de Buniașvili, cântă împreună, și asta este absolut, ele sunt cele mai mari pianiste ale lumii, și cântă împreună aici. Îți dai seama că este și o concurență între ele, evident, dar cântă aici împreună Brahms. Exact acest dans unguresc numărul 5 la 4 mâini, așa cum era compus inițial de către Brahms. Ascultăm un pic, ca să am ascultat varianta de orchestră, atenție pian.
partea bună la dansurile astea ungurești, nu durează mult. Deci le puteți asculta pe toate într-o perioadă relativ scurtă, adică între un minut și cinci minute. Asta, fiecare dintre ele, 21 în total. E, ați ascultat, deci, dansul număr, ăsta e cel mai cunoscut dintre ele, și deschid din nou o paranteză, știu că v-am înnebunit cu parantezele, din fericire se folosește multă muzică simfonică la spoturile comerciale. Vă spun și de ce, dar nu acum, că ne mă lungesc și nu o să avem timp. Unul dintre compozitorii pe care l-auziți la greu pe toate spoturile de pe planetă este Haydn, despre care vom vorbi, uiaș și el, vom vorbi cu altă ocazie. Cât ai zis, Călin? Cât ai zis? Ah, bun. Haide acum să vedem și este un prim pas dintr-un demers pe care o să-l întreprind, sper să am o continuitate, că totdeauna mai iau cu altele, reabilitarea acordeonului. Adică, domne, acordeonul e așa, aproape pianul de gât, e astea ironii, ai, domne, ce dacă acordeon, la acordeon, cântă la acordeon. Domne, e un super instrument, după părerea mea, acordeonul, și o să auzim acum, te rog, Călin, ăsta e dansul numărul 1, tot dansul numărul 5, mă interesează, la acordeon. Ăsta este. Ia atent, aici este același dans numărul 5, l-ați auzit în cea mai mare parte, în cam jumate l-am difuzat, în varianta orchestră, varianta pian la 4 mâini, cu două megastaruri ale pianului și acum o să vedeți același dans de Brahms în variantă cu acordeon. Înțeles. Perfect. În final o să vedeți, o să vă pun o întrebare, dacă vi se pare acordeon ceea ce auziți și în opinia mea este, dar o să vedeți în final. Deocamdată ne grăbim. Trecem mai departe. Mie cel mai mult dintre toate dansurile ungurești ale lui Brahms îmi place numărul 1. De departe. Deci asta este, eu sunt fan. E și foarte scurt, e doar 3 minute jumate, nu o să avem timp pentru tot, îl difuzăm în parte. Haideți să vedem varianta de orchestră. Minunăție pe pământ. Uite, nu avem timp acum, ca și Tchaikovsky îl bârfea pe Brahms. Bine, Tchaikovsky i-a bârfit pe toți. Poate ar fi bine o dată, uite, despre bârfe și despre disensiunile. Vai, minunăție pe pământ. Prin ce a trecut și Tchaikovsky, da, era un urăcios, i-a bârfit pe toți. Inclusiv pe aia, pe cei cinci. Știți, pe aia din Rusia, cei cinci, cu altă ocazie. Acum vedem același dans numărul 1 cu cele două, cu Yuzha Wang și Katia Buniashvili. Hai să vedem același lucru, dar la pian cu 4 mâini. Dansul numărul 1 din primele 10, deci pian la 4 mâini. Să vedem.
ăsta Brahms era un introvert așa și în principiu public un ursuz și care nu era din ăsta foarte, dar dădea dovadă de umor în corespondență și scria mult, nu știu ce stiluri avea Carareș Bogdan, dar și scria mult și dădea dovadă de mult umor în conversația, în corespondența cu prietenii. Bun. Începem, continuăm demersul. Superb sau ce? Mie mi se pare minunat. Poate la un moment dat o să vorbim despre compozițiile astea vaste despre simfonii, dar nu cred că se pretează pentru televizor, deși așa o rapsodie ungurească, dansul ungurești, rapsodia ungurească a fost scrisă de Liszt, care este absolut senzațională, dar Liszt era ungur. Ăsta era neamț, Brahms, și a murit la Viena de cancer. Da. Ok, deci continuăm demersul de reabilitare al acordeonului. Dom'le, ascultam eu blues și e, nu știu dacă ați auzit, poate dacă sunteți, v-ați intersectat, poate ați auzit, de Taj Mahal. Taj Mahal, nu stabilimentul acela din India cu îndrăgosteala cu astea, dar așa îl cheamă pe un cetățean, îți dai seama că e numele de scenă, Taj Mahal, și a luat numele Taj Mahal, foarte tare. Unul dintre cei mai mari cântăreți de blues din toate timpurile și vă recomand, o să difuzăm, dar nu astăzi că nu mai avem timp, să difuzăm cum se plimbă pe trăsură prin New Orleans și cântă în timp ce merge cu trăsura pe New Orleans. Genial. Și una dintre marile, în opinia mea, absolut modestă, marile creații ale lui Taj Mahal, vedeți că sărim de la muzică simfonică la blues într-un mod absolut abrupt, dar grăbiți, Catfish Blues. Dom'le, Catfish Blues este o minunăție, după părerea mea, și e și foarte sexy. Și în partea a doua, la un moment dat, intervine, într-un fel măiastru, ceea ce mie mi se pare a fi un acordeon. Dar începem cu începutul, după care o să e lungă, e 6.25 și nu mai avem timp pentru toată, 6.25. Începem cu începutul, ce să vezi, după care o să sărim, vedem dacă vă întreb, dacă vi se pare acordeon. Haideți să începem. Chitară, frate. Rit. Hai că începe și cu vocea. Taj Mahal. Baby, I wish I was a catfish swimming in the deep blue sea. I'd have all you good-looking women swimming after me. Și acum o să mergem. Călin, dă mai, arată-mi așa, dăm cu, arată-mi cursorul, pune cursorul jos, pe bară. Mai în plus, mai în plus, pe bară, mai în plus. E bara de la YouTube, acolo. Ia, de acolo dă-i, de acolo dă-i. E mult, acolo, dă-i acolo. Și, atenție. Și acum vă întreb, cumva începe un acordeon? Aici, la noi, la New Orleans? Thank you.
adevărat, m-am gândit la asta. Poate fi muzicuță, dar... Lasă-o să meargă, lasă-o să meargă, nu închide. Dar eu totuși cred că e acordeon. Și dacă e muzicuță, putea să fie acordeon. Uite, primesc deja mesaje, e acordeon. Absolut deosebit. O să vă astenizez în cazul în care vă veți mai uita la acest gen de emisiune, o să-mi dau seama mâine după audiență dacă interesează pe cineva sau nu.